Bun găsit, stimați telespectatori! Iată-ne la o nouă emisiune, Viața satul Giurgiuvean, emisiune pe care, din informațiile pe care le avem, ați îndrăgit-o. Ne bucurăm că ați îndrăgit-o. De data aceasta, dorim să avem un format ușor aparte al emisiunii noastre, un format care, în aparență, s-ar zice că nu are legătură cu ceea ce înseamnă satul Giurgiuvean. Din conținutul emisiunii, vă veți da seama că lucrul acesta se infirmă. Avem plăcerea să facem această emisiune astăzi cu două personalități din cadrul Inspectoratului Școlar al județului Giurgiu, cărora le mulțumesc pentru faptul că au acceptat să vină astăzi aici. Avem în fața și alături de noi pe doamna inspector Georgeta Stănescu, inspector în Inspectoratul Școlar Giurgiu, cu probleme de dezvoltare a resurselor umane. Vă mulțumesc, doamna inspector, pentru faptul că ați acceptat să veniți la emisiunea noastră. Plăcere. Alături de dumneiei, de asemenea, un cadru de nădejde al inspectoratului, doamna profesor inspector Ildico Andrașin, inspector cu probleme ale educației permanente. Vă mulțumesc, doamna inspector, pentru faptul că ați acceptat și dumneavoastră să fiți alături de noi și să încercăm să cunoaștem câteva probleme ale învățământului giurgiuvean și poate nu numai. Vă mulțumesc încă o dată. Stimați telespectatori, am considerat că emisiunea aceasta ar trebui să se producă la nivelul televiziunii noastre dintr-un motiv foarte, după părerea mea, important, și anume acela că în școlile giurgiuvene, în liceele, mai bine zis, ale județului Giurgiu, o bună parte din populația școlară a acestora o reprezintă elevi care vin din mediul rural, adică elevi care vin din satul giurgiuvean. O bună parte, spuneam, aceasta însemnând aproximativ 60% din populația școlară a liceelor din județul Giurgiu. Așadar, începe, după părerea mea, să se justifice de ce o astfel de tematică pe care dorim să o abordăm astăzi e prezentată în cadrul emisiunii Satul Giurgiuvean. Acesta ar fi un motiv. Un alt motiv este acela că foarte mulți dintre dumneavoastră, locuitori ai municipiului Giurgiu, dar nu numai, și locuitori ai comunelor din județul Giurgiu, unde televiziunea Giurgiu TV are arie de acoperire, e interesată populația de cunoașterea unor probleme ale învățământului, pentru că în școli în școli se găsesc copiii acestora, copii care obligatoriu, a căror activitate trebuie cunoscută și de către părinții lor. Așadar, să încercăm să intrăm în tematica discuțiilor noastre. V-aș ruga, mai înainte de toate, pe dumneavoastră, doamna inspector Stănescu, și în calitatea dumneavoastră pe care o aveți de purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean, să faceți câteva referiri vis-a-vis de școala giurgiuveană în general. Școala giurgiuveană. Câteva referiri legate de ceea ce se întâmplă în școala din județul Giurgiu. În ciuda rezultatelor pe care elevii noștri le-au obținut la evaluările naționale, este vorba de evaluarea națională de la clasa 8-a, de examenul de bacalaureat, unde nu am avut poziții foarte bune în clasa medie. Vom discuta despre lucrul acesta. În județul Giurgiu se învață carte. Avem și copii care sunt capabili de performanță,
care obțin rezultate foarte bune. Am avut și un elev care a obținut media 10 la examenul de bacalaureat. Este vorba de un absolvent al Colegiului Național Ion Maiorescu, elevul Călcâi Cosmin. Avem copii care obțin premii la olimpiadele școlare care se desfășoară la nivel național. Anul acesta am avut peste 20 de elevi care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele naționale de specialitate. Copii care sunt preocupați de activitățile educative, și colega mea Ildico Andraș vă va vorbi despre lucrul acesta, și care participă cu mare plăcere, cu mult talent la toate aceste activități și se evidențiază la nivel național și internațional. Școli și licee care sunt implicate în numeroase proiecte europene și care fac cunoscut învățământul giurgiuvean la nivelul Europei prin vizitele pe care le desfășoară în cadrul acestor proiecte. Și reiau ideea de la început, în județul Giurgiu se învață carte. Da, acest lucru se cunoaște, deși gurile rele, să zicem așa, mai spun că județul Giurgiu s-ar număra printre județele care nu au niște rezultate foarte bune. Vom discuta puțin vis-a-vis de acest aspect. Eventual, dacă lucrurile stau așa, să vedem și cauzele care sunt, dacă există cauze pentru astfel de rezultate. Doamna inspector, o să vă rog să încercați să... Ați spus mai înainte despre rezultatele frumoase ale copiilor și mă bucur că ați început cu ceea ce este foarte frumos și bun în județul Giurgiu, însă e nevoie, pentru a avea rezultate în continuare pozitive, să vedem și care sunt lacunele care au să conducă sau au condus la niște rezultate nu atât de bune cu care chiar să vă mândriți dumneavoastră, cu care inspectoratul școlar vorbesc, să se mândrească școlile, dar nu în cele din urmă și părinții copiilor noștri. Aș dori ca să facem niște referiri la câteva puncte, eu le zic, de bază, care arată rezultatele școlare, și anume, aș dori să ne referim la evaluarea națională care a avut loc la nivelul claselor a 8-a, să vorbim puțin despre bacalaureat, să vorbim puțin și despre resursele umane, să vorbim puțin și despre cum se desfășoară în rândul cadrelor didactice activitatea aceasta de perfecționare, să o numim până la urmă, perfecționare care obligatoriu trebuie să stea la baza rezultatelor copiilor. Să începem cu evaluarea națională. Dacă aveți o statistică legată de acest prim... Avem un procentaj de 60% dintre elevi care au obținut medii mai mari sau egale cu 5 la evaluarea națională. Observați că nu pronunț aici termenul de promovabilitate. Este al patrulea an în care la evaluarea națională nu există pragul acela de 5, da, care însemna promovarea elevului în etapa superioară din cariera lui de elev. Eu aș zice, din păcate, doamne inspector. Din păcate, foarte bine spuneți. Am avut anul acesta o medie de admitere, ultima medie de admitere în prima etapă de admitere de la liceu, de 2,36. La liceul Mihai Viteazul Călugăreni. Asta înseamnă că elevul acela a avut media 5-8, foarte aproape de 5, și știm bine cum se ia 5-ul la clasă. Da. Și la evaluarea națională 1 și ceva, nu pot să fac acum calculele oricum, cu precizie. Oricum. Da, permitem să intervin. Vă rog, vă rog. Aici nu este vorba de lacune sau lacunele învățământului giurgiuvean. Sunt lacunele sistemului. Deci legea este cea care reglementează lucrul acesta. Deci nu. Da, din punctul acesta de vedere putem vorbi despre lacunele sistemului. Întocmai. Deci aici sunt lacunele sistemului. Da. Analiza să o facem da, da, corectă. Da, da.
Și atunci, elevul acesta care intră la liceu cu 2,36, ne întrebăm de ce la clasa 12-a nu reușește să promoveze examenul de bacalaureat la disciplina matematică, nu mai departe, pentru că liceele tehnologice au ca probă obligatorie de profil matematica, care se pare că a devenit puntea suspinelor pentru elevii din județul Giurgiu și aș pune chiar din întreaga țară. Tot mai mulți elevi migrează spre domeniul umanist, dacă ne referim la cei care accesează pentru liceele teoretice. De altfel, puțini elevi se îndreaptă către liceele tehnologice. În fiecare an școlar, o parte dintre liceele tehnologice nu reușesc să-și îndeplinească planul de școlarizare. Și asta pentru că, în general, elevii și sub îndrumarea părinților, desigur, văd că puțin contează îndrumarea cadrelor didactice, nu conștientizează că este important să învețe o meserie, ca după aceea să aibă șanse, eu știu, mai mari să-și găsească un loc de muncă Da. decât dacă termină un liceu teoretic. Se pare că s-au mai reglat puțin lucrurile pentru că în acest al treilea an în care a apărut din nou învățământul profesional, școala profesională, numărul elevilor care au optat pentru școala profesională a fost mai mare. Și dacă după ce finalizează școala profesională vom avea și exemple de copii care s-au angajat, probabil că tot mai mulți vor opta pentru școala profesională, mai ales că au și un sprijin financiar, fiecare elev care vine la învățământul profesional, dacă frecventează școala și promovează, primește o bursă de 200 de lei lunar, Și ceea tentează, ce tentează. permite copilului să vină la școală și familiei să-l întrețină mai ușor. Spuneați dumneavoastră, și desigur că informația o aveați de la noi, că 60%, mai mult de 60% dintre elevi provin din mediul rural. Și dacă în zona de nord a județului, cea apropiată de municipiul București, comunele sunt, satele sunt puternice, cu școli puternice, cu mulți elevi. O școală, dacă nu are mulți elevi, parcă nu-și mai are rostul. Da. Așa? În zona de sud a județului, unde satele sunt împătrânite și unde și sărăcia, din păcate, este instalată, rezultatele sunt mai slabe. Deci, mediul din familie, factorul social are influență și asupra rezultatelor pe care copiii le obțin la Cu școală. siguranță. Un copil care nu are ce mânca și nu are ce îmbrăca și are grija fratelui mai mic sau poate trebuie să ocupe de treburile din gospodărie, nu știu dacă mai are chef să învețe. Altul care acasă nu are o atmosferă tocmai propice, caldă, de dragoste, de sprijin, știu eu ce inspirație are și migrează către grupuri de răufăcători și așa mai departe, deci și el părăsește școala și este și acesta un motiv. Da, ați intuit bine, doamne inspector, faptul că doream ca în discuția noastră să abordăm și unele din cauzele care credeți că ar conduce la situații de acest fel. Ați spus unele din cauze și, într-adevăr, o cauză socială fiind, am putea spune, chiar cauza de bază. Dar mai e un lucru. Nu toți copiii sunt făcuți să învețe carte, doamna inspector. Este foarte bine, scuzați-mă, este foarte bine să înțeleagă și să conștientizăm în rândul părinților, să conștientizăm faptul că mai bine iese copilul un bun profesionist, terminând o școală profesională și la locul lui de muncă poate să fie util, mult mai util, decât să termine, să zicem, un liceu, după care liceu să nu poată să fie capabil să facă mare lucru în continuare. Nu credeți? Așa este. Da. Și Eu aș interveni vă rog, aici doamnă. puțin. Cred că punem pe ca și responsabilitate prea mult pentru părinți. De unde să știe părintele ce aptitudine are copilul? Deci aptitudinile copilului trebuie să se stabilească de către un consilier psihopedagog. Care În nu primul și există. în primul rând. Pentru că nici părintele n-are de unde să știe de ce o să fie bun copilul, ce Da, aptitudine are și sigur. pe care poate să le dezvolte.
Deci, iarăși, rolul școlii și a unor resurse umane din școală, care ar trebui să fie puțin și aspectul acesta reorganizat în școli. Sigur, că până la urmă munca aceasta revine tot învățătorului, tot dirigintelui și mai puțin persoanelor care chiar sunt pregătite în scopul de a face educație educatorilor, până la urmă a părinților, că și părinții în limitele normalului sunt și educatori. Cei 7 ani de acasă nu în mod întâmplător se vorbește deci despre ei. Trebuie să fie o conlucrare între școală și părinte. Conlucrare care se pare că e din ce în ce mai slabă. Nu vorbesc la nivelul județului Giurgiu. Așa, din ce vedem că se întâmplă, foarte puțini părinți mai sunt cei care se interesează de fiecare pas pe care îl face copilul la școală. În general, până la finalizarea învățământului primar se întâmplă țin legătura acesta permanent cu școala. Deja de la gimnaziu copilul este lăsat liber, nu trebuie acuzați nici părinții, fiecare este preocupat să-și mențină locul de muncă ca să aibă cu ce să întrețină familia. Și așa cum spunea colega mea, ar fi necesar în fiecare școală cel puțin un consilier școlar. Am mai spus acest lucru și altă dată. Din păcate, numărul de norme în care suntem încorsetați ca județ și desigur la nivel de țară nu ne permite să avem consilier școlar în fiecare unitate școlară. Avem jur de 10 norme la nivelul întregului județ și din ce în ce mai mult copiii au nevoie de un psiholog cu care să stea de vorbă în afara școlii, dar în cadrul școlii, despre problemele cu care ei se confruntă. Sigur, da, că este o perioadă dificilă, și perioada mai ales că, liceului. Vârsta aceasta este vârsta când copilul nu prea știe bine ce cale să aleagă și neapărat trebuie consiliat. Și consiliat cu simț de răspundere, cum s-ar spune, și nu e... Sigur că da. E una dintre cauzele de bază care contribuie la, hai să zicem, la ducerea copiilor într-o zonă unde n-ar trebui să ajungă, pentru că sunt foarte mulți copii din mediul atât rural cât și urban, din urban aș putea spune chiar mai mult, care apucă niște căi mai greșite puțin. E o chestiune de sistem. Vă rog. Să știți că discutând cu un părinte și spunând de importanța consilierului școlar, îmi spunea, dar ce pe vremea noastră eram consiliați? Da, dar pe vremea noastră nu trăiam în socialul de acum. Pentru că sistemul învățământului este un sistem al sistemului social, nu? Da. Din moment ce tot sistemul este într-o degringoladă, firescă și acest mecanism al lor. Sigur că da, e o rotiță. E o rotiță care... Cu sincope. Da, sigur, cu sincope. Într-adevăr, e o problemă până la urmă de sistem și degeaba unii oameni aruncă pe faptul că în rândul cadrelor didactice s-au strecurat persoane cărora nu le place să facă această meserie. Eu cred că... Avem și uscăturile noastre. Da, nu se poate și fără uscături. Nu se poate. Însă există o chestiune a sistemului, doamnă. Acum, și să ne ferim de faptul că salarizarea pe care o au cadrele didactice nu este una care să stimuleze munca acestora. Nu este una. În comparație cu alte zone, cu alte sectoare, poftiți? De acord cu dumneavoastră. Și nu este, cred că nu este cazul să ne ferim a spune această realitate, pentru că este cauza cauzelor, până la urmă, a rezultatelor, mă refer nu numai la județul Giurgiu, a rezultatelor pe care le obține învățământul în general. Această latură, cum bine spuneați, a societății românești. Și, poate cea mai importantă. Cred că la un moment dat se cere puțin exagerat și din partea cadrelor didactice, deci cerințele sunt foarte mari și din partea părinților și din partea socialului, profesorul ar trebui să facă ore suplimentare, să pregătească, să educe. Mă rog, foarte multe aspecte care se cer de către social, să zicem în general, comunitate, părinți, cadrelor didactice. Toate acestea înseamnă voluntariat, da? Și cum spunea și colega mea, voluntariatul care nu este plătit. Vreau să văd în care subsistema socialului nostru
se face atâta voluntariat cât se face în sistemul nostru. Și acum eu mă refer la educația permanentă, dacă îmi permiteți două, trei cuvinte. Vă rog. Unde chiar rezultatele sunt foarte frumoase. În condițiile în care, nu peste tot, în unele zone, pentru că nu se poate, și vă și spun de ce. Microbusul pleacă după terminarea orelor și eu cer profesorilor să facă activitatea educativă în afara orelor de curs. Semnul exact. De întrebare și cred exact. Că răspunsul este dat. Da. Da? Dar cu toate acestea, oamenii își fac timp în pauze, în, mă rog, în condițiile pe care le au, să realizeze și partea aceasta educativă, care trebuie să fie ca un suport pentru curriculum. Da? Da. Și să întregească, de fapt, curriculumul da. Național. Da. Ceea ce înveți tu teoretic, după aceea, practic, să transformi, implice, deprinde și așa mai departe. Sigur. Deci rezultatele sunt frumoase și la Palatul Copiilor, și în școli, și în licee, nu vorbesc, cum a spus și colega mea, în zona de nord, unde și la învățătură sunt rezultatele bune și în activitățile educative. La fel și în zona de sud. Dar toate acestea, majoritatea lucrurilor, sunt pe voluntariat. Și vă spun de ce. Evaluarea profesorului pentru activitatea educativă are un anumit procent în fișa de evaluare, după care își primește calificativul pe anul școlar, da? Însă, acest procent este atât de mic, că dacă nu face nimic cadrul didactic, oricum ia calificativul de foarte bine, da? Da. Deci, trebuie să vrei să faci lucrul acesta, pentru că poți să trăiești bine, mersi, și fără să și faci. Fără. Da? Deci, cadrele didactice, care sunt cadre didactice, da? Și vorbesc cu inițiale mari, cu inițiale, denumindu-i cadre didactice, își fac treaba pentru că simt nevoia că instrucția nu este suficientă, este nevoie și de educație. Dar subliniez, toate acestea sunt pe voluntariat. Vreau să văd acel sistem unde există atâtea ore de lucru, de fapt, cu copiii, în afara celor 40, da? 40 nu, trebuie. 18 ore, da? În afara de 40 de ore pe care le face un cadru didactic. În legătură cu părinții, cu vizita părinților la școală, mă rog, să știți că, și sunt convinsă că știți, întâlnirea părinților cu cadrele didactice, cu dirigintele, nu se rezumă la ședința cu director, cu părinții, ci există săptămânal o oră la dispoziția părintelui, când dirigintele stă, pur și simplu, stă la dispoziția părintelui, în sensul că părintele n-a putut să vină la ședință, dar are timp într-o altă zi, într-un alt interval orar, să vină și să discute, să se intereseze de copii. Eu zic că așa la ședință, prezența părinților nu este strălucitoare. Dar să știți că vin părinții totuși la școală atunci când au timp. Și în aceste ore sau chiar, dacă nu, în aceste intervale orare stabilite de către dirigente. Așa este. Ați abordat latura aceasta educativă și, într-adevăr, procesul de instrucție și educație sunt cele două procese care seamănă unul singur până la urmă. Doamna inspector, știți cum este? În jurul copiilor noștri se întâmplă foarte multe lucruri. În jurul copiilor noștri, factorii care influențează comportamentul lor sunt mult mai numeroși decât erau cei de dinainte. Mă gândesc la internet, mă gândesc la telefoanele acestea, ați văzut acum, nu mai poți să te întâlnești pe stradă cu un copil care să n-aibă telefonul în mână și care să nu butoneze la telefonul respectiv. Nu mai vorbesc de faptul că ceea ce văd la internet nu este deloc canalizat de către părinți, asta se întâmplă acasă. Își petrec nopțile unii dintre copii, își petrec nopțile și vin la școală dimineața dormind, pentru că se uită la cine știe ce. Și nu mai, să știți, așa cum sunt predispuși copiii în general către lucrurile rele. Lor le pică mai bine să învețe lucrurile rele decât cele bune. Deci, hai să încercăm atunci să vedem și cauzele acestea, să le vedem ca fiind cauze care, într-adevăr, își aduc contribuția la rezultatele slabe de care nu trebuie să ne ferim. Mă refer, încă o dată vreau să vă spun, nu mă refer numai la județul Giurgiu, pentru că vreau să fac o paranteză aici.
în ce vedem pe la televizor, în ce vedem prin media în general, județul Giurgiu e dat ca ultimul județ sau penultimul județ cu rezultate la bacalaureat, cu rezultate, nu știu, la evaluare, rezultate slabe. Nu trebuie neapărat, trebuie neapărat să vedem, așa cum de altfel era o discuție mai înainte, să vedem că rezultatele acestea de la bacalaureat și de la evaluare națională nu înseamnă neapărat toată munca pe care o desfășoară învățământul giurgiuvean. Nu. E mult mai laborioasă această muncă și sunt mult mai mulți factorii și indicatorii care ar trebui să califice într-un fel sau altul munca aceasta. Bine, în afară de faptul... Bacalaureatul și evaluarea națională sunt criteriile de evaluare ale cadrelor, părinților, comunității, școlii și în general. Da, sigur. Dar dacă ne uităm în clasament și la evaluare și la bacalaureat, pe ultimele locuri sunt județele din zona de sud. De ce oare? Pentru că este cea mai săracă. Așa este, așa este. Sau poate pentru că, fiind Bucureștiul aproape și noi fiind sateliți ai Bucureștiului, tot bunul s-a dus către București. Tot ce e bun se absorb, da. Aici au rămas cei mai puțin... La bacalaureat cum stau lucrurile? Cum au stat lucrurile, mai bine zis? Cam în aceeași notă. În aceeași notă ca și la evaluarea națională. Rezultatele sunt cam aceleași ca și în sesiunea iunie-iulie 2015. La bacalaureat n-am mai fost pe ultimul loc, deși s-a spus că am fost pe ultimul loc, am fost pe penultimul loc, dar, repet, nu asta are importanță. Important este că aproape 200 de copii au avut medii la bacalaureat peste 9. Important este că avem copii admiși la facultăți prestigioase din țară și din străinătate și trebuie să spunem și lucrul acesta. Sigur că da. Trebuie să recunoaștem și că, așa cum spuneați dumneavoastră, pentru că salariile sunt atât de mici, tinerii foarte bine pregătiți nu se mai îndreaptă către învățământ. Se vede lucrul acesta după rezultatele pe care tinerii le obțin la concursul de ocupare a posturilor și catedrelor din învățământul preuniversitar, la examenul de definitivare în învățământ, care le permite celor care vin în învățământ să ocupe un post pe perioadă nedeterminată, adică să devină titular. Chiar ieri a avut loc acest examen de definitivare în învățământ, la care au fost înscriși și 129 de candidați tineri, pentru că nu poți să ai foarte multă vechime ca să te poți înscrie la acest examen de definitivat. 27 dintre aceștia nu s-au obosit să vină la examen, 38 s-au retras pentru că le permite metodologia, regula după care se desfășoară examenul, să se retragă, și au mai rămas 64 în sală, care mare lucru nu au scris. Observam însă că la învățământul primar aproape toți candidații au participat, au rămas în continuare, nu s-au retras din examen și cred eu că vor obține și rezultate bune. Mulți dintre ei sunt absolvenții noștri de la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan. Se învață carte în județul Giurgiu, dacă se vrea, dacă copilul dorește să învețe, are cu cine să învețe carte. Dar revenim, tinerii nu mai aleg această profesie și nu știu ce se va întâmpla peste câțiva ani, când generația aceasta care, din care facem și noi parte, de ce să nu spunem, care am fost bine pregătiți tot de sistemul de învățământ din România, vom încheia activitatea, ne vom pensiona și nu știu cine vine în urma noastră, nu că am fi de neînlocuit, dar vă spun, rezultatele lor sunt din ce în ce mai slabe și atunci cine să pregătească acești copii? Sigur că e vorba de un lanț. Da. Dacă putem vorbi așa, un lanț în contextul acesta al slăbiciunilor și atunci unde ajunge societatea, nu? Într-un viitor. Dumneavoastră ați fost elegantă spunând că, plecând din sistem, oamenii, să zicem, care au o vârstă apreciabilă,
mă refer la vârsta profesională, plecând din sistem, cine le mai ia locul? Iată deci că dacă scotocim puțin, să folosesc un termen mai puțin academic, în cauze găsim și în resursa umană, găsim cauzele acestea și în cadrele didactice care servesc învățământul românesc la ora aceasta. Ne este tot mai greu să organizăm examenele pentru copiii noștri. Da. De ce? Pentru că o parte dintre cadrele didactice nu sprijină desfășurarea acestor examene. Am fi îndrăznit noi vreodată să contrazicem directorul dacă ne-a spus că trebuie să ne prezentăm la o activitate? Nu. Da. O parte dintre ei astăzi fac acest lucru. Da. Nu știu, sunt prea libertine profesional vorbind. Tinerii noștri, tinerele cadre didactice, parcă nu-și găsesc rostul sau parcă nu le convine că sunt unde sunt. Subliniem, nu toți. Nu, fără discuție, fără discuție. Dar știți cum este, într-un colectiv se creează o stare de spirit. Dacă în acel colectiv există două, trei cadre din acestea care așa, le determină și pe celelalte să spună, păi numai eu să fac asta, numai eu să fac. Și iată că și la tot aceleași... Eu aș spune și altceva. Poate că acești tineri sunt conștienți și foarte bine știu valoarea. Deci pentru salariul respectiv, pentru 21 de lei, să mă duc să supraveghez și să mă expun unor riscuri... 21 impozabil. Impozabil. Da, nu vreau, nu mă expun. Nu vreau să risc. Da. Doar știm contextul în care se desfășoară aceste examene. Da? Deci, de ce n-are dreptul un tânăr să spună nu? Ba da, are dreptul. Da, sunt de acord. Cu ghilimelele de rigoare, din moment ce intri în sistem, trebuie să respecti legea și așa mai departe. Da. Dar moral are tot dreptul să refuze. Da. Știindu-și valoarea. Vorbesc de cei care chiar sunt pregătiți și au și argumente de ce nu fac anumite lucruri sau de ce nu vor să facă anumite lucruri. Pentru că sunt și tineri, eu am colegi, de exemplu, la Tudor Vianu, profesori tineri foarte capabili, serioși, responsabili, care chiar fac treabă serioasă. Da, și chiar sigur. Îi îndrumă și îi învață pe copii. Sigur. Dar, cum spunea și colega mea, se mai întâmplă. Și până la urmă, de ce să nu vorbim? Tot banii sunt cei care dictează comportamentul social al oamenilor, să știți. Tot banii economicul sunt. Care economicul este care întotdeauna domină. Sigur că da. Existențe. Da. Acum, educația, învățământ sau instrucție fără educație știm cu toții. Nu se poate. Doamna inspector, aș dori să îmi spuneți dumneavoastră, la nivelul județului Giurgiu, cum stăm cu partea legată de educație a elevilor noștri? Am mai amintit. Deci, sunt școli unde problema aceasta chiar se rezolvă de la sine. Fiecare cadru didactic și colectiv de clasă își rezolvă această problemă, adică instrucția fără educație, educația fără instrucție nu se poate. Se înțelege de la sine. Sine qua non. Da. Sunt școli unde mai puțin. Cauzele sunt foarte multe. Profesori care au ore în 3-4 școli, copiii trebuie să se deplaseze cu microbuzele și așa mai departe. Sigur. Nu resursa umană, nu resursa materială, deci e o problemă în general. Dar în condițiile acestea, cum am spus și la consfătuiri și la cercurile pedagogice, fiecare profesor trebuie să scoată în evidență valoarea educativă a disciplinei pe care o predă. Pentru că și la matematică, și la română, și la fizică, și la orice oră, poți să inserezi trei cuvinte, da, sau trei propoziții care să se refere la partea educativă a elevului. Și la matematică poți să faci o legătură cu realitatea, sigur. Și să explici copilului că n-ai voie să și nu e bine să iei droguri, de exemplu, sau ai grijă de știu eu ce atitudine ai în social, atitudine violentă mă gândesc, nu? Deci orice profesor poate să facă educație chiar și lipsa resurselor materiale, temporale, umane și așa mai departe.
Deci, eu zic că în felul acesta se poate rezolva problema într-o oarecare măsură la școlile unde există aceste lacune. La celelalte școli, v-am spus, și cum a spus și colega mea, deja aceste activități educative se cumulează în proiecte europene, pentru că toate proiectele europene sunt activități educative extrașcolare. Să ne înțelegem foarte bine. Numai că au luat un alt contur și o altă resursă financiară, ceea ce este foarte frumos și foarte bine. Da, da. Copiii pleacă în străinătate, vin străinii și văd ce se întâmplă și la noi. Da, și, deci da, este un lucru da. Grozav. Deci a primit o altă fațadă, activitatea educativă în sensul acesta. Foarte mulți copii beneficiază și din punct de vedere profesional și educativ. Deci eu zic că, în general, din punct de vedere al educației în județul Giurgiu, probleme mari nu sunt. Spun și statisticile. Aici mă refer la actele de violență, de toate felurile pe care le raportăm semestrial și la minister și avem evidență săptămânală, lunară, pardon. Consumul de droguri, la fel. N-avem probleme foarte mari. Deci chiar de ani de zile nu avem probleme foarte mari. Cred că suntem primii pe țară ca și procent, în sensul bun. În sensul bun. Evident. Așa. Ce aș putea să vă mai spun? În general, problemele acestea mari care răstoarnă, să zicem, atitudinea unor copii și îi direcționează, îi orientează altundeva decât unde ar trebui, nu avem probleme. Da. Și se realizează chiar activități educative și în sensul acesta. Dar nu numai. Activități ecologice, cultural-artistice, simpozioane, concursuri. Școala altfel, săptămâna școală altfel. Cu mare bucurie da. Copiii, da. Dar întrebați-ne pe noi cum organizăm aceste activități. Vă întreb. E foarte greu. Vă întreb. E foarte greu. Și fără spuneți resurse, atunci și impedimentele pe care le aveți. Da. Da. Fără resurse. Deci aici s-a cerut și de la, a fost doamna secretar de stat. Secretar de stat și într-adevăr una dintre colegele noastre a luat cuvântul și a spus dați-ne și bani ca să putem să realizăm aceste activități din săptămâna școală altfel. O excursie tematică costă, de unde să suporte copilul acela da. Și până la urmă și cadrul didactic. Materiale cu care da. Să organizezi fel și fel de activități, de unde să le iei? Din buzunar. Dar taberele școlare, doamnelor inspectori, taberele școlare, ce mai vorbim de, ce putem vorbi despre doar ele? Doar unele județe. Nu avem. Nu, noi nu avem, dar vorbesc așa de opțiunea copiilor pentru tabere. S-a cam renunțat la tabăra de stat, ca să zic așa. Da, da, da. Mulți optează pentru tabere particulare, care sunt foarte bine organizate în locații foarte frumoase și care oferă și foarte multe activități educative pe parcursul, în perioada aceea în care se desfășoară tabăra, cursuri de limbă engleză, da, da, istorie, natație, da. Sport, sunt foarte atractive sigur, da. Pentru copii, dar părinții cred că suferă, vorbim de... Destul de costisitoare da, sunt taberele acestea și nu toți părinții da. Își pot permite să da. Facă, să-și limite copilul. Și, din păcate, din ce în ce mai puține tabere din partea ministerului sau, să zic, finanțate, da. Gratuite, există pentru copii. Anul acesta pentru județul Giurgiu am avut un singur loc alocat pentru tabăra pe care ministerul o organizează pentru copiii cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și nu mi se pare normal ca un singur elev să beneficieze de această tabără gratuită. Ne referim aici da. La județul Giurgiu, da, sigur. Da. Adică ar putea să vină un număr mai mare de locuri, să trimitem, să se simtă și copilul acela răsplătit, că i s-a recunoscut munca. Apreciem premiile pe care le-a oferit în bani Consiliul Județean Giurgiu pentru elevii și cadrele didactice care au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și apreciem pe toți cei care ne sprijină
sub orice formă, dar în primul rând financiar. Da, urma să discutăm, să vă propun, de fapt, a discuta și despre modul în care vă finanțați. Adică dumneavoastră ca inspectorat, ca verigă intermediară, să zicem, între... Eu aș vrea, mă rog, înainte să intrați în cealaltă discuție, un off al meu și știe colega mea. Și de ce credeți că numai al dumneavoastră? Așa, știe colega mea. Vedem. Elevii olimpici, da? Sunt premiați de primărie, de Consiliul Județean, de, mă rog, minister, până la urmă. Copiii care obțin rezultate la concursurile extrașcolare, da. De cine sunt premiați? De nimeni. Au fost acum 2 ani au fost premiați de către Consiliul Județean și mi se pare că și de către primărie mulți elevi. Un număr foarte mare de elevi. A fost cerută o situație de la fiecare școală și știu că au luat atunci mulți copii premii sub formă de... Acum, dar de ce nu sunt pe același nivel cu olimpiadele școlare? Că sunt concursuri naționale. Acum mă gândesc și la faptul că poate dumneavoastră, inspectoratul școlar, ați putea contribui puțin la stimularea comunităților locale în general să se orienteze către premiile de care vorbeați. Către toți copiii. Poate n-ar strica să aveți o legătură mai strânsă, o consiliere în cele din urmă, să-i consiliați pe cei din consiliile locale în sensul acesta. Să știți că l-avem pe domnul general în Consiliul Local. Cu ani în urmă, când situația financiară la nivelul întregii țări era mai bună și în județul Giurgiu era o situație financiară mai bună și, într-adevăr, echipa de inspector pleca așa din poartă în poartă să adune fonduri și cu prilejul zilelor educației naționale îi premiam pe toți copiii și pe cei care aveau rezultate foarte bune la activitățile educative. Am face și acum lucrul acesta, dar nu, aproape că nu mai avem la cine. Nimeni nu-și mai permite să sponsorizeze. Nu neapărat din punct de vedere material nu-și permit cei care ar putea să facă sponsorizări. E multă birocrație, doamnă, și cu sponsorizarea aceasta, să știți. Foarte mulți dintre, hai să zic, din ăștia agenții economici, se feresc să facă o sponsorizare pentru că trebuie tot felul de hârtii, cel puțin așa motivează ei. Eu am încercat de-a lungul timpului să găsesc oameni cu care să colaborăm din punctul acesta de vedere. Și micșorarea impozitului. Zice, mai bine vă dau nu știu câți bani din mână decât să facem chestiunile acestea. Deci e o chestiune până la urmă de legislație, nu? Și ca să poți sponsoriza oficial, trebuie să funcționezi ca o firmă cu profit. Exact, dacă niște condiții. Și ei nu declară profit pentru că trebuie să plătească impozite. Uitați ce da. Deci nu mai putem face lucrul acesta tot din pricina sărăciei. Nimeni nu ne mai poate sprijini. În unele comunități din mediul rural în care primarul recunoaște că activitatea din școală este foarte importantă, să știți că școala este sprijinită. Așa este. Și nu vreau să dau nume, dar până la urmă... Da, vă rog, doamnă, dacă aveți astfel de nume, vă rog să le dați. Am avut o inspecție generală la școlile din comuna Găiseni și s-a întâmplat să găsim acolo un sprijin extraordinar din partea domnului primar pentru școală. Nu exista să fie o problemă care să nu fie găsită soluție de către comunitate pentru problema respectivă și ne-am bucurat foarte mult, pentru că altfel se desfășoară activitatea într-o școală când autoritățile locale recunosc importanța pe care școala o are în localitatea respectivă și alta când primarul sau, eu știu, consilierii spune, nici nu ne trebuie. Cred că cum arată școlile din start, se vede. În general, infrastructura școlară și asta. Cred că ați putea adăuga la pozitivul despre care vorbeați mai înainte chiar și comuna Gostinu, doamna inspector. Sunt de acord cu dumneavoastră, chiar și comuna Malu, de exemplu. Dar noi tocmai am fost, ultima inspecție am avut-o acolo și de aceea pot să dau
da, da, da. Am înțeles. Din cadrul activității noastre de inspecție. Da, da. Este bine să... Dacă ați mers în... Am mers și am văzut că sunt destule comunități unde, într-adevăr, primăriile își aduc contribuție substanțială. Și în școlile... Pentru unii copii mai frumoase decât la ei acasă. Cu deci siguranță. Mult mai bine copii și în condiții. Și așa și trebuie să fie copilul să aibă un model pentru ceea ce își dorește să facă în viața pe care o are. Uite, eu condițiile astea vreau să le am, muncesc, învăț, ca să ajung într-o poziție socială și financiară bună, ca să am astfel de condiții, să-mi depășesc condiția pe care o am acasă. El, dacă nici la școală nu vede cum se trăiește în mod civilizat, atunci ce să mai... Nu se poate să știi ce înseamnă bine dacă nu ai văzut ce înseamnă rău, sau invers. În real. Sigur că da. Mă uit numai la televizor și văd și nu văd nimic în realitate. La nivelul județului Giurgiu, doamna inspector, am putea vorbi despre etnia romă în general. La ce mod putem analiza modul în care se comportă copilașii romi? La școală vorbesc. Aveți probleme din punctul acesta de vedere? N-am niște date foarte clare, pentru că nu este zona mea. Nu, dar în sensul că, de exemplu, dacă am o situație de făcut în ceea ce privește violența, eu nu cer câți copii romi. Sau normal, câți că români. Până la urmă așa. Nu se cere asta. Dar n-au ieșit în evidență, să știți, de niciun fel. Adică nu sunt probleme de acest fel. Probleme atitudinale sunt și la copiii români și la romi, deci specifice vârstei. Da, da. N-aș putea să spun că există probleme deosebite numai la ei. Sunt generale. În plus, încă din 2001, Inspectoratul Școlar a implementat proiecte care s-au adresat în primul rând elevilor din comunitatea. În organigramă aveți, mi se pare, și un inspector care se ocupă de problemele acestea. De normă. Pentru inspectorul care se ocupă cu problemele minorităților, minorităților romă, în general, vorba de etnia romă. Da. Și în urma derulării acestor proiecte, în unele comunități avem și mediator școlar care ține legătura între comunitatea romă și școală și, într-adevăr, se vede că acolo lucrurile stau mai bine, deși lucrurile stau bine la nivelul județului, adică nu avem probleme, nu există discriminare. Rezultat la nivel internațional avem din partea unui copil de etnie romă la limba romani. Este al doilea an în care avem elevul curt. De unde e? Florin Paie. De unde vine copilul? De la școala, numărul 3. O școală, de altfel, unde populația școlară este majoritară. Avem și trei unități școlare care au limba romani în curicula școlii. La școala Crevedia Mare, structură de alu, în zona Ghimpați și aici la școala 3. Da. Valea Plopilor, partea aceea de la Ghimpați. Da. S-au calificat tot în cadrul acestor proiecte, doi dintre colegii din județ. Colega noastră de aici, din municipiul Giurgiu, deja a promovat și examenul de definitivat, este titulară în învățământ, este înscrisă pentru gradul didactic 2 și iată că obține rezultate foarte frumoase cu copiii la nivel național și internațional. Deci e într-adevăr de perspectivă și de care creează... Da. Și chiar copiii la școala 3, sigur că alături de copiii de etnie romă, sunt și copii români. Și ei participă la orele de specifice. CDC de opțional pentru limba romanii.
De ce nu? Da. De ce să nu învețe să se exprime în limba... Orice altă limbă de cunoscută de către cineva nu poate să fie decât un plus. Da. E o bogăție. Da. E un cap în plus, aș putea spune. Da. Un cap în plus pentru persoana care stăpânește limba. Nu trebuie să uităm și problemele care apar, pentru că etnia respectivă are specificitățile ei. Dar cadrele didactice care lucrează cu copii de etnie romă deja și-au format niște deprinderi educative, prin care să rezolve inclusiv problemele acelea care sunt ale lor. Da? Și, mă rog, ca fiecare comunitate și nu neapărat romă. E chestie de comunitate. La Clejan sunt anumite probleme, la școala 3 totul copiii romi sunt alte probleme. Da. Mă rog, cu mare, sau trebuie să aibă fiecare cadru didactic, modulul psihopedagogic, trebuie să știe să gestioneze aceste probleme ale copiilor. Și oricum lucrurile s-au schimbat în bine. Vorbeam cu un coleg despre zona Vărăști-Dobreni, unde și acolo sunt destui copii. Da. Și deja la cu câți mulți ani în urmă, fetele pe la clasa 6-a nu mai erau gata la școală. Acum au ajuns să termine și liceu. Uh-huh. Deci s-au produs schimbări în bine pe linia aceasta. Ei, acolo poate fi contribuit și doamna directoare. Toate cadrele, cred. Tot colectiv. Am remarcat-o pe dumneavoastră. Toți sunt din Moș. Da, sunt. Unul dintre colegii noștri este titular acolo și de acolo avem informațiile. La cald și apropiate la 99,9% de realitate. Și el chiar a lucrat într-un proiect din acesta destinat copiilor rom și care, vă spun, a avut succes. Aș vrea să vă mai întreb, doamnelor inspectori, despre modul în care inspectoratul școlar comunică sau nu comunică, colaborează, mai bine zis, cu comunitățile locale, nu cu comunitățile, cu administrația publică din comunitățile locale. Din discuțiile pe care le-am mai avut, în particular cu domnul inspector general, am văzut că dumnealui e foarte deschis la colabora și a discuta cu toți primarii, cu consiliile și cu asta. E și membru al Consiliului Local, nu? Al municipiului Giurgiu, deci știe bine cu ce se mănâncă, să zic așa, relația aceasta între inspectorat și comunitate. Cum colaborați? Să știți că nu avem probleme, chiar stăm foarte bine la acest capitol, la colaborarea cu consiliile locale, cu autoritățile locale din comune și cu restul instituțiilor din municipiul Giurgiu. Avem o foarte bună colaborare și un sprijin nemaipomenit din partea jandarmeriei, iar Inspectoratului Județean de Poliție, Direcția de Sănătate Publică, Episcopia. Biblioteca Județeană, Centrul Cultural Ion Vinea, Teatrul Tudor Vianu, nu vrem să uităm pe nimeni, Consiliul Județean, Prefectura, Primăria, ISU, nu mai vorbim, ISU. Deci o foarte bună colaborare. E foarte important acest lucru. Da, exact. Deci toate activitățile noastre educative, nu vrem să uităm pe nimeni, dar mulțumim tuturor celor care ne se leagă de o altă instituție sau colaborăm cu o altă instituție, pentru că anumite aspecte educative pot fi realizate și rezolvate doar cu specialiști. Obligat. Și atunci avem această colaborare cu toate aceste instituții. Da, iar cu autoritățile locale, mă refer la primărie, Consiliul Local, în cadrul inspecțiilor generale, de exemplu, întotdeauna avem acest aspect pe care trebuie să analizăm relația comunității, autorității la locale rândul lor cu școala, și școlile, sigur cu școala, că trebuie să colaboreze și să fie demnate a colabora, a avea o colaborare cu comunitățile locale, pentru că până la urmă acolo le este pâinea, nu? Discutăm? Sigur că da. Securitatea copiilor, la licee mă refer în special, securitatea copiilor este asigurată în liceele giurgiuvene, doamnelor? Vă rog. Cum dorește. Într-o oarecare măsură. Acum depinde și pentru de... Pentru că se întâmplă destul de multe lucruri, am văzut, rele. Resursa materială și organizarea incintei școlii și a clădirii, dar
sprijin din partea poliției și din partea jandarmeriei avem în continuu. Deci în fiecare zi, la sunt prânz, patrule, după amiază, sunt patrule și din punctul acesta de vedere nu avem probleme. Probleme avem atunci când pătrund anumite persoane în școală, da. Dacă nu pot fi, nu poate să fie spațiul supravegheat suficient. Da. Deci avem camere de supraveghere în școală, în clădirea școlii, dar nu avem și în afara școlii. Garduri în anumite școli este o problemă, că sigur, nu sigur este, că da. E bariera. E bariera. Nu tocmai. Sau bariera. N-avem agenți care pasnici, pur și simplu, care să... Toate că spre deosebire de școlile gimnaziale, la liceu, de bine, de rău, avem norme de pasnici. Da. Nu atât de multe cât am avea nevoie, da, dar avem. Există. Da, tot banii sunt cei care, da, care decid exact, și situația asta. Exact, da. Da, ceea bani. Ce nu avem la în rural. În rural, da, păi tocmai de asta v-am spus, pentru că în rural se întâmplă... Se distrug se toalete. Se întâmplă să fie multe lucruri stricate. Curtea școlii, adevărat. Terenul de sport. Sigur că da. Da. Vin gâștele, adică, na, nu se poate. Profesorul ăla de educație fizică se străduiește să amenajeze. Sigur, ca și restul strică, alții strică. Posibilitatea să-și desfășoare orele acolo și... Vedeți, înainte de emisiune spuneam noi că ce o să discutăm? Vedeți că nu ne ajunge timpul, domnule? Da, sigur. Cât de multe sunt problemele de discutat ale învățământului, nu neapărat Giurgiuvean, ale învățământului în general. Și e bine să ne aplicăm asupra acestor probleme, dar să ne aplicăm și cu soluții de rezolvare a acestor probleme. Mă refer nu la noi, cei implicați direct. Suntem prea cei mici, care, da. Noi suntem prea mici pentru asta. Da, cei mai deasupra noastră, da. Să ne înțeleagă mai bine. Și să noi să ne rezolvăm problemele care totuși sunt în grădina noastră. Fișa fostului, doamnă. Fișa fostului. Da, eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat să vă răpiți din timpul dumneavoastră, mai mult sau mai puțin liber, pe care îl aveți. Vă mulțumesc pentru vorbele pe care ni le-a spus. Consider pentru stimații noștri telespectatori că am făcut cu prilejul acestei emisiuni și o consiliere a părinților copiilor școlilor noastre. O consiliere pe calea micului ecran. Au aflat și dumnealor o serie întreagă de chestiuni care pot conduce sau care au condus sau care vor conduce la obținerea de rezultate frumoase de către copiilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru faptul că ați avut răbdare să vă uitați la emisiunea noastră, cu rugămintea ca să nu ne uitați satul Giurgiuvean și în continuare să ne întâlnim prin intermediul micului ecran. Vă mulțumesc, pe curând!